Hello, my loves! Am revenit cu un nou tip cu favorite și de data asta vorbim despre favoritele lunii februarie. Și da, iarăși n-am multe. Știu că am avut două hauluri și o să vă arăt câteva chestii din ambele hauluri. Însă n-am multe produse pentru că n-am apucat să le încerc, sincer să fiu. Am fost prea agitată și prea ocupată cu alte chestii, cel puțin în mintea mea. N-am avut timp să stau să le încerc pe toate, așa, în mod constant. Dar, da... Am câteva chestii de make-up, am câteva chestii așa de prin toate zonele, să spunem. Și o să încep cu unul din produsele din ultimul haul de beauty, de care v-am zis că sunt deja îndrăgostită. Mi-a plăcut din prima, de când ne-am atins așa. A fost dragoste la prima atingere așa între noi doi și da, îl ador. Este vorba despre Pro Longwear de la MAC. Îl ador, este, a devenit foarte repede anticearcă numai meu preferat. Acum înțeleg de ce e tot hype-ul ăsta cu el, pentru că mie personal îmi place foarte mult, având acid hialuronic, îmi hidratează zona asta de sub ochi, care în special în perioada asta este super uscată și super nesuferită. Și este și foarte rezistent, nu v-am zis, dar este waterproof. L-am pus într-o zi pe mână, într-o zi când am plecat... pe grabă și nu l-am mai șters de pe mână și după aia, după ce se uscăse, mă chinuiam să-l șterg de pe mână, așa, să-mi iau pielea și alta nu și ăsta. Nu vroia să se ia. Este foarte rezistent, rezistă foarte, foarte mult timp și de asta îmi place. Și v-am zis că am nuanța NW20, care este mai neutră, nu este atât de caldă ca NC20, de care au zis tot timpul. Ok, tot legat de haul-ul trecut, am rujul ăsta de la Elf, de care eram deja îndrăgostită. Este din gama aceea Velvet Matte și se numește Red Berry și îl ador. Este și cel pe care l-am acum pe buze, mă rog, nu știu cum s-o vede acum din cauza luminii, dar este o nuanță foarte închisă de fucsia, un fucsia foarte, foarte închis, foarte plăcut, nu exagerat de rece și pe care îl poți purta, cum vă ziceam, și în haul vara. Îl văd purtat seara fără nicio problemă, este foarte confortabil, foarte cremos, rezistă mult timp pe buze, chiar dacă se transferă așa când bei sau pup pe cineva, tot rămâne pe buze și se ia frumos, se ia uniform fără să-ți lase urma aia așa pe buze aiure și de asta îmi place. Tot din ultimul haul am lip paint-ul ăsta de la L'Oreal, care este în nuanța 201 Hollywood Beige și iarăși îmi place foarte mult, dintre toate patru este singurul pe care l-am încercat și sinceră să fiu, îmi place foarte mult nuanța și că este foarte cremos. Practic, pentru mine astea sunt niște rujuri normale, cremoase, dar care sunt mate. Ăsta, de exemplu, este mat. V-am zis că am două mate și două mai puțin mate. Încă nu l-am încercat pe toate. Este singurul pe care l-am încercat, cum vă ziceam. Și îmi place. În afară de gustul ăla foarte puternic de parfum pe care îl are, nu mă deranjează nimic la el. Nu este excesiv de rezistent, nici nu... pretinde că ar fi excesiv de rezistent, dar mie îmi place cum se simte, cum se vede pe buze. Probabil că luna asta care vine o să-l încerc și pe celelalte și o să vă țin la curent undeva pe aici, pe net, o să vă spun despre ele mai multe, dacă vă interesează. Deci v-am arătat și paleta asta de la Elf, încerc să nu vă orbesc, am luminile aici. Și este o paletă cu două blush-uri, o pudră de contur și un iluminator. Vă ziceam că iluminatorul nu pot să-l folosesc, însă de când am luat-o am folosit pudră de contur și blush-ul ăsta de aici, care mi-au plăcut ambele foarte mult. Blush-ul ăsta este mai piersiciu, așa. Ăsta, altul este ușor mai portocaliu și se vede că am portocaliu pe fața mea și de-aia nu prea l-am folosit. Dar ăsta, piersiciu, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut și pudra de contur. Pe astea două le-am folosit foarte mult. Și trebuie să vă zic că nu sunt exagerat de pigmentate. Nu sunt din alea în care... tingi pensula de pudră și boa, o grămadă de pigment. Plus de asta, nuanțele astea mi se par potrivite pentru persoanele cu tenul foarte deschis. În special pudra asta de contur mi se pare bună pentru persoanele cu tenul deschis pentru că nu este nici exagerat de portocalie și în special dacă aveți un ten neutru, știți că pudrele portocalii nu prea merg și nu este nici exagerat de gri încât să pară murdară pe fața voastră. Este perfectă pentru contur, este perfectă pentru o persoană cu tenul deschis, dar v-am zis, nu este excesiv de pigmentată. Și într-un fel asta este bine pentru că nu toată lumea vrea chestii exagerate pigmentate să-l pui acolo din prima o grămadă de
de produs și după aia să te chinui cu el, să stai să-l blenduiești și că nu știi ce să mai faci cu el. Un alt produs care nu mă așteptam să-mi placă este lacul ăsta de unghii de la Rimmel London. Este super gel, zic ei, și v-am zis că este, cred că, o colaborare cu Kate Moss. Eu am nuanța 012 Soul Season sau ceva de genul ăsta, care este o nuanță nude. Este o nuanță adorabilă de nude. Îmi place la nebunie. Sinceră să fiu, nu m-a surprins prin rezistența lui lacul ăsta de unghii. Pe mine nu a rezistat cine știe ce, însă îmi place foarte mult culoarea și în vedere că este nuanța asta așa de ușoară, de purtabilă, de simplă, în momentul în care se ia de pe vârful unghiei nici nu se observă. Cumva îți rămân unghiile albe și nu se observă că s-a luat. Pare să fie unghia naturală. Dacă o aplici într-un strat, nu este perfect opacă, însă se vede unghia foarte frumos, se vede o culoare uniformă pe unghie, adică uniformizează culoarea unghiei și se vede, nu știu, ca și cum ar fi îngrijită unghia, ca și cum ar fi făcută la salon. Acum trebuie să le refac pentru că, așa. Dar în rest, da, nu știu, top coat-ul nu prea mi-a plăcut, mi se pare că rezistă mai bine fără top coat, cel puțin pe unghiile mele, nu știu cine îmi zicea, cred că Ștefan îmi zicea tot așa de nuanța asta, că și ei îi place foarte mult nuanța asta și de asemenea și top coat-ul, mie personal nu-mi place top coat-ul, îmi place să o aplic, am văzut că cel mai bine pe unghiile mele rezistă dacă o aplic direct, fără bază, fără nimic, și eventual într-un strat subțire, atunci rezistă cel mai bine și dacă se duce de pe unghie, cumva nu crapă, adică nu sară o bucată din ea, ci se șterge așa, nu știu cum, pe vârful unghiei și asta într-un fel e bine pentru că în momentul în care oja crapă și sară o bucată de ojă, are tendința să plece și cu o bucată din unghie și atunci unghiile se rup mult mai ușor. Ei, asta dacă se duce așa, se șterge, se fade, cum zic americanii, atunci nu se rupe o bucată din unghie. Da, o să vă mai țin la curent. Doamne, că pot să vorbesc despre un singur lac de unghii. Oh. În materie de fashion, am purtat asta, ramperul ăsta de la salopeta asta, dacă nu vreți să zic ramper, de la Stradivarius. Ați văzut un ultimul haul cu haine și îmi place foarte mult. Îmi place cum vine pe mine, îmi place cum se simte. Am purtat-o de câteva ori și este genială. Deci, o ador. Cred că o să o port foarte mult pentru că este plăcut așa de purtat salopeta asta. Cred că o mai găsiți la Stradivarius. Nu știu, am trecut pe acolo zilele trecute și le-am mai văzut. Cred că le mai găsiți la Stradivarius dacă vă uitați. Mai sunt. Nu știu dacă mai sunt la reducere, asta nu vă mai promit, dar sigur îl mai găsiți și mie personal îmi place foarte mult să vedeți și o să port foarte mult. Dacă vreți să vedeți cum îmi vine, mergeți la haul-ul pe care l-am făcut în care vi-l arăt și acolo. Da, mi-au mai plăcut, tot din haul-ul ăla mi-au plăcut și pantalonii aia vișinii, dar pe ea nu i-am luat aici. Mi-a lăsat să mă duc pe ei. La categoria random am caietul ăsta mare, 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 pe care l-am luat din Auchan. Că mi-a căzut o hârtie din el, dar o recuperez. Este un caiet foarte gros pe care eu o să-l folosesc pe post de agentă pentru canalul de YouTube, pentru canalele de YouTube. Și îmi place că, să vă arăt, are așa partea asta unde are linii, are pătrățele, are o cutiuță din asta așa fără nimic, fără linii, fără nimic. Iar pe partea cealaltă, dacă aș reuși să dau și eu o pagină, ar fi extraordinar, pe partea asta are pătrățele și pot să scriu. Și asta o folosesc pe post de agenda pentru canalul de YouTube. Mi-am inserat niște calendare pe aici. Dacă mă întrebați dacă o să vă arăt ce am în ăsta și cum organizez eu agenda asta, nu. Nu o să vă arăt pentru că, da, n-am chef să dau eu toate planurile mele pentru clipuri la toată lumea așa. Așa că cine vrea să-și planifice clipuri și cine vrea idei de clipuri, să gândească. În primul rând că sunt foile așa și că este spiralat. Mie îmi plac foarte mult chestiile astea spiralate pentru că pot să le îndoi. Și că nu tot timpul ai spațiu să stai cu un caiet așa și atunci poți să le îndoi și să scrii. Chiar și pe un colț de masă. Și un alt lucru care îmi place mie și pentru care l-am luat în mod special au fost coperțile, care sunt foarte groase. Uitați-vă cât este de groasă. Stați că aici am hârtiile astea. Este foarte groasă coperta asta. Este super, super groasă. Și este foarte rezistentă, pentru că deja ăsta a luat câteva zeci de trânte, de câteva săptămâni de când îl am și săracul stă pe supat și pe lângă mine și doarme cu mine în pat și nici nu vrea să știți ce se întâmplă cu el.
Așa că am nevoie de ceva care să reziste și să nu trebuiască să-mi tot mut ideile de clipuri dintr-un caiet într-altul și de o foaie de pe alta, din telefon, nu știu ce, că nu le sufăr așa. Și așa mai bine le am pe toate într-un loc. Știu că aici le găsesc, aici mă cerc cu ele, aici ne împăcăm și așa mai departe. Dacă mai aveți idei de clipuri, băgați material că am de umplut aici, după cum vedeți, toate paginile astea trebuie să le umplu cu idei de clipuri sau... Așa, și tot legat de categoria asta mai ciudată, am creioanele astea de la Big. În cazul în care nu ați văzut, în decembrie eu am făcut niște giveaway-uri la care am dat, la un moment dat, niște cărți de colorat pentru adulți și un set din ăsta de creioane și mi-a rămas și mie un set din ăsta și trebuie să vă spun că sunt super bune creioanele astea de la Big. Eu aveam alte creioane pe care am decis să le arunc, că deja divorțez de ele. Astea sunt super bune pentru desenat pe genul ăla de hârtie, cum sunt cărțile de colorat pentru adulți. Pentru că, dacă știți, aia au o hârtie specială din aia de desenat și nu toate creioanele merg foarte bine, merg cu ușurință pe genul ăla de hârtie. Astea de la Big sunt foarte bune. Asta este un set de 18, zice Big Kids. Acum, na, că pentru copii, că nu sunt pentru copii, pe mine puțin mă interesează. Ideea este că sunt foarte bune și ai destul de multe opțiuni într-un pachet din asta. Le găsiți peste tot, în Carrefour, în Auchan, peste tot pe unde găsiți chestii din astea de papeterie, se găsesc fără nicio problemă. Ultimele două favorite sunt două melodii pe care tot țin să le menționez de nu știu când și tot uit să le menționez. Sunt două melodii care iarăși îmi plac mie, s-ar putea să vouă să nu vă placă, dar sunt din partea latino. Și mai exact, ambele sunt de la un nenea pe care îl cheamă Lucenzo. Cred că ați auzit de el. Dacă ați văzut videoclipul și dacă ați auzit melodia lui Don Omar, aia, Dansa cu Duro, sigur ați, știți pe Lucenzo, a făcut featuring-ul ăsta și are o melodie care se numește Vida Loca și care mie îmi place la nebunie. Tipul ăsta e brazilian și cântă melodii din astea așa mai spre reggaeton, așa latino, pop, reggaeton, ceva în genul ăla prin direcția aia. Muzica latino nu prea spune nimic, adică nu are o voce extraordinară, cel puțin pentru lumea asta latino. Mie personal nu-mi zice nimic vocea lui, dar îmi place melodia asta pentru mesajul ei și pentru că e așa ritmată și mă bine dispune tot timpul. Și apropo tot de Lucenzo, mai e o a doua melodie de care vreau să vă zic, stați așa că am intrat notificări, care e cântată cu un francez. Habar n-am ce-i cu ea, am dat pur și simplu întâmplător peste ea pe YouTube și de atunci am rămas clipită de melodia asta și de atunci o chinui non-stop. Dar nu știu de ce îmi place. Asta este o melodie, asta este o melodie pur reggaeton, adică și mie îmi place reggaetonul, dacă vă place, mă rog. Este o melodie clasică, ritmul nu spune mare lucru, dar la fel este foarte energic, foarte pozitiv, așa și îmi place. Și nu știu de ce combinația asta de franceză cu reggaeton, nu știu, mie mi se pare extraordinar. Mie îmi plac melodiile astea, sunt oarecum banale, cel puțin pentru lumea latino cu siguranță sunt banale, dar mie îmi plac. Cam atât pentru astăzi, eu zic că am încheiat clipul de azi, sper să vă fi plăcut ceva, sper măcar cercei mei, uitați-vă la cercei mei, dacă nu v-ați uitat până acum, uitați-vă cât sunt de drăguți. Mă apucă bățul până îi bag în ureche, dar sunt drăguți. Spuneți-mi și voi care au fost favoritele voastre din luna februarie, ce produse v-au plăcut, ce nu v-au plăcut, nu știu. Dați idei de clipuri, lăsați comentarii acolo cu duium, că nu mă supăr chiar deloc. Știți că îmi place să vorbesc cu voi. Da. Da și voi, dacă tot ați venit până aici, dați și voi un like, un share la clipul ăsta și eventual dacă nu v-ați abonat, abonați-vă că vă pregătesc așa niște surprize pe viitor, zic eu. Și ar fi drăguț să rămâneți pe aici. Cam atât pentru astăzi. M-am pupat. Ne vedem în următorul clip. Ciao! Come back! Hialuronica mea și este o mai în special putra asta de control, da?